Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. După incidentul violent de la sfârșitul săptămânii trecute, au început să apară noi informații despre modul în care s-au desfășurat lucrurile. Andreea Stavarache a susținut că Laurențiu Reghecamp ar fi sărit gardul locuinței impresarei pentru a-și vedea fiul. Ana Maria Prodan a fost înștiințată despre acest lucru și s-a întors acasă pentru a rezolva problema. Ulterior, lucrurile s-au precipitat între cei doi, iar discuția s-ar fi mutat în stradă. Se pare că impresara l-ar fi rugat pe fostul ei partener să ajungă la o înțelegere privind divorțul. Ea, de fapt, a fost foarte deranjată, am înțeles de la ea, că a sărit gardul ca să vorbească cu Bebe. Bebe nu voia să vorbească cu tatăl lui. Din câte am înțeles, el a trecut pe la nașii lor, probabil că a băut. Am înțeles că a intrat în casă și nici măcar nu a sunat-o. Cred că nu s-ar fi supărat dacă ar fi sunat, dacă ar fi căutat o altă modalitate. Ea a venit repede acasă și a ajuns la discuția din stradă, ea arătându-i cum i-a stricat imaginea. Îi arăta toate știrile care apar și îl ruga să divorțeze, a spus Andreea Stavarache. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.